Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la actualitatea zilei Bucovina. În platou se află Cristina Andrițca, alături de directoarea Școlii Medii Generale de gradul 1-2, doamna Eugenia Facăs. Bine ați venit! Bună seara! Subiectul discuției de astăzi ține de educația inclusivă în sistemul de învățământ, mai cu seamă în sistemul Școlii Medii Generale din suburbia Horecea Urbană. Așadar, doamna Eugenia, ce înseamnă educația inclusivă în sistemul de învățământ, ținând cont că acest proces are loc în instituția dumneavoastră acum 5 ani de zile? Educația inclusivă ca atare are un mare rol pentru copiii cu dizabilități și ea nu diferă de educația generală, numai un pic mai multă atenție se acordă copiilor care au dizabilități. În școala noastră, acum deja 5 ani, suntem în această sistemă de incluzie și avem și rezultate binefăcătoare. Cum considerați dumneavoastră învățământul inclusiv? Oferă el aceleași drepturi la învățământ tuturor copiilor? Desigur, școala inclusivă este școală tolerantă, școală democratică, școală care dă posibilitatea la toți copiii să fie la același nivel, nicătând de ce stare materială, de ce stare sănătății are copilul, toți sunt egali și toți au aceleași drepturi. Și facem tot posibilul ca copiii să se simtă egali și să nu diferă un de altul. De ce vârstă sunt elevii care frecventează școala medie generală de gradul 1-2? La actualitate avem acum două clase. Clasa 3-a sunt două fetițe care fac studiile în clasă inclusivă și în clasa 5 avem un băiețel care acum deja 5 ani din clasa 1-a e în procesul inclusiv la noi în școală. Studiază. Pentru a le prezenta și telespectatorilor ce prezintă acest proces, da, cum se desfășoară el în viața de zi cu zi a școlii dumneavoastră, propunem atenție dumneavoastră și telespectatorilor un subiect realizat în incinta Școlii Medii Generale numărul 13 din suburbia Horecea Urbană. Regia să ne prezinte subiectul. În prezent, în Ucraina există părinți ai copiilor cu dizabilități care au dorința ca aceștia să frecventeze o școală normală. Chiar de Ucraina a adoptat toată legislația europeană cu privire la protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități și s-a angajat să asigure toate facilitățile pentru persoanele cu handicap. În vederea asigurării integrării cu șanse egale în viața socială, copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: acces liber și egal în orice instituție de învățământ. Acești copii au într-adevăr nevoi speciale atunci când vine vorba de comunicare sau de participare la activitățile de grup. Sunt copilași care necesită mult mai multă atenție din partea supraveghetorilor, asistenților așa numiți și în același timp au nevoie de abordări puțin diferite față de un copil sănătos. De trecut adunări de părinți, convorbiri individuale cu părinții, cu împreună ca să fie o situație bună în clasă, să fie copiii între dânsii o legătură comună și ajutor. Ceilalți copii ajută la acești copii care... Deci s-au împrietenit. Da, s-au împrietenit și ei întotdeauna se stăruie cu ajutorul meu, cu părinților, le spunem cum mai bine să le includem în joc, când petrecem niște jocuri sau în timpul lecției. Desigur, le dăm ceva un material mai ușor, fiindcă... Voiam să vă întreb, care sunt succesele lor? Avem succese, avem și foarte plăcut, fiindcă când de acum vezi succesele copiilor. Avem o fetiță care merge puțin mai repede, succesele sunt mai mari, iar de acum la început era mai timidă, dar acum, desigur, ea cu toți elevii se cere la tablă, ridică mânuța, eu vreau la tablă, să scrie, să citească, bravo ei. Doamna Eugenia, să ne spuneți, vă rog, ce documente trebuie prezentate de cuplul, de familia sau părinții care doresc să-și implice copilul în educația inclusivă? Deci, părinții au dreptul să-și aleagă școala în care vreau să studieze copilul și aici nu e nicio interzicere. Dar pentru a include copilul, unica este cerere la școală pentru primirea copilului în școală, cerere
Pe urmă, părintele pregătește un număr de documente pentru comisia care este la centru inclusiv, care dă recomandări. La diagnozul copilului? Pune, da, acolo medicul dau diagnozul și îi dau recomandări pentru ce programă să studieze, cum mai departe de lucrat la școală cu acest copil. Școala trebuie să fie, nu știu, acreditată sau pot învăța oriunde? Pot învăța oriunde. Școlile noastre sunt deschise pentru orice copil. Unii n-ar fi, au dreptul după lege, părintele să-și leagă școala și unde dorește, acolo poate să-și continue studiile. Înțeleg că pentru această categorie de copii sunt alocate unele fonduri speciale din bugetul de stat. Despre ce sume este vorba sau cum sunt întreținuți ei? Da, foarte mare atenție acordă statul copiilor cu dizabilități, deoarece fiecare copil are dreptul la învățătură, unde s-ar afla, în ce familie ar crește și ar trăi. În momentul de față, statul acordă o sumă de 22.000 întreținere pe un copil care studiază în clasele cu incluzie pe an. Deci școala noastră, tot avem 3 copii, deci au fost aceste sume acordate și 35% din suma aceasta, 22.000 pe an, au fost alocate anul acesta pentru copiii noștri. Noi, ca tare, am primit pentru a lucra cu ei un laminator, o tabletă pentru copii, da, și un aparat de xeroxat, de laminat, pentru a pregăti materiale speciale pentru acești copii. Și un număr de materiale didactice, tot am primit de la stat, pentru învățătorii și pentru asistenții, ca să aibă cu ce lucra cu copiii aceștia. Care se ocupă de ei. Care se ocupă de ei. Să ne vorbiți, nu știu, ce ocupație au, care este regimul zilnic în afară de orele de clasă? Înțeleg că au nevoie de reabilitare? Acești copii au nevoie, după recomandări, au nevoie și de reabilitare, sunt repartizate ore cu psihologul, sunt repartizate ore cu defectologii și logopezii cu care lucrează. La noi, la școală, noi nu avem specialiști în școala noastră, deoarece școala e cu un număr de puțin copii. Avem câți ele frecventează în prezent? 144 de copii avem în școală, dar în sistemul nostru școlar nu avem psiholog și nu avem logoped. Dar cum așa să fie? Avem dreptul să angajăm. După să escalim, am escalit cu specialiștii, am escalit deci acord de muncă și ei lucrează cu copiii noștri. Deci un psiholog ar fi neapărat. Un psiholog, desigur, când sunt copii anume incluși în dizabilități, da, numai decât este neapărat să fie psiholog, dar deoarece n-avem încă posibilitatea aceasta, noi putem să le luăm de la alte organizații și cu aceasta noi ne ocupăm și anul acesta am încheiat un contract cu aceste persoane și ei lucrează cu copilașii noștri. În continuare vă prezint dumneavoastră și telespectatorilor un interviu alături de psihologul practic, doamna Larisa Jar, care activează la Gimnaziul Românesc numărul 6. Rugăm regia. Școala inclusivă presupune în primul rând recunoașterea drepturilor fiecărui copil la educație și apoi înțelegerea diferențelor de adaptare și educație, învățare a copiilor mai altfel, a copiilor cu diferite dizabilități. Școala inclusivă este o școală foarte importantă pentru toți. Ea este utilă pentru toți copiii, deoarece în acest proces au de învățat unii de la alții copiii care învață într-o clasă. La noi în oraș sunt mai multe școli unde se află acești copii. Sunt clase unde învață 79 de copii. Sunt clase cu incluzie în școli și, am înțeles, și în școala 13 cu limba română de predare, comparativ cu anul trecut când erau 63 de copii, deci numărul copiilor care învață în clasele cu incluzie sporește, este în creștere. Cum considerați dumneavoastră ca profesionist? Copiii uneori sunt duri. Există toleranță între ei sau tocmai educăm acest gen? Bineînțeles, copiii sunt duri, însă acest proces de integrare a copiilor cu dizabilități în clasele unde învață alți copii, îi învață pe toți să fie mai toleranți, mai răbdători. Copiii văd în jurul lor diferiți copii, văd că există și copii mai altfel decât ei. Nu obligatoriu că acești copii sunt cu o inteligență mai scăzută, ei pur și simplu au un alt ritm de învățare. În procesul de instruire
a copiilor participă toți, atât colectivul școlii, în special administrația școlii, comitetul părinților, mai ales părinții care au copii, care învață în clasele inclusive, psihologul, pedagogul social. Asistentul care însoțește. Da, în clase sunt asistenți, adică învățători de sprijin care ajută pe acești copii. Ei învață după un program individualizat. Ei se strădu împreună cu ceilalți și din punct de vedere psihologic pentru ei este foarte important faptul că ei nu se simt atât de inferiori. Noi suntem obișnuiți cu ideea că acești copii cândva învățau în școli separate și speciale. Da, înțelegeam că aceste clase sau școli sunt separate, că acești copii învață aparte și undeva uitam de că există și așa copii. Faptul că ei acum se integrează în colectivul clasei este foarte important, fiindcă și copiii care poate cresc în familie este un singur copil. Pentru el este totul de la părinți. Și când el se ciocnește cu aceea că în viață există și probleme, este... Vede lumea altfel. Vede lumea altfel, vede altfel de lume și înțelege că în viață există și greutăți, fiindcă acești copii care se deplasează mai greu. Le este greu poate să gândească atât de repede. Ei integrându-se se simt fericiți. Sunt împreună cu semenii lor, învață împreună, se joacă împreună, lucrează în grup, participă la diferite activități școlare și aceasta este probabil cel mai important lucru. Sunteți de acord dumneavoastră cu comentariul doamnei Jar? Sunt toleranți copiii între ei sau sunt mai duri uneori? Sunt de acord la 100%, deoarece de când am introdus educația inclusivă în școală, s-a schimbat colectivul și de părinți, s-a schimbat atârnarea față de copiii aceștia, față unul de altul, s-au schimbat și copiii în școală, profesorii, desigur, au devenit mai toleranți, mai buni la inimă, înțelegători. Deci nu se discute, noi n-am așa termenul inclusiv în școală, nu-i. Noi toți suntem egali, toți suntem la fel, numai un pic avem dificultăți și înțelegem că el nu e ca noi, o leacă altfel și ajutăm copilului și foarte mult copiii aceștia întrețin, se joacă. Deci copiii le nu diferă. O mână de ajutor la moment. Copiii nu diferă că acest copil un pic e altfel ca dânsul. Noi toți suntem egali și se accentuează întotdeauna. Înțeleg că această categorie de copii, copii cu dizabilități fizice, învață conform unui program special, individual. Da, noi nu avem copii cu dizabilități fizice, la noi mai multe sunt cu dizabilități intelectuale. Așa. Asta e un pic diferit de alții, mai lent însușesc programul. De aceea, pentru acești copii, sunt reduse numărul de ore, se mai reduce temele, deci dacă copilul învață tabla mulțirii în clasa a treia, așa, ei învață adunarea în limita 20, un pic rămân în urmă cu câteva teme, dar cred că cu spor la lucru și cu ceea ce facem noi, în curând vom ajunge programă. Progresează. Progresează. Vedem, noi vedem zilnic, vedem că copiii progresează. Îmi duc aminte primele zile când au venit copii în școală, foarte era complicat, era greu. Acum vă spun că suntem mulțumiți de munca noastră. Avem într-adevăr rezultate bune și vedem cum s-au schimbat copiii din primele zile când au venit la școală. Participă ei în scenariile sau organizarea sărbătorilor anuale? Desigur, desigur. Întotdeauna, la orice sărbătoare. Nu e o sărbătoare să nu fie incluși acești copii și sunt foarte activi. Ei vreau și copiii le susțin. De ce vă spun? Și de multe ori avem momente interesante când acești copii își demonstrează mai frumos, mai bine decât alții copii care ar putea să facă lucrul acesta. Doamna Eugenia, deci în procesul învățământului inclusiv sau în școala în care este introdusă incluzia, deci acești copii, acești tineri sunt însoțiți în afară de profesor, de asistentul, da, care da, însoțește. Ce intră în competența acestuia? Numai decât sunt incluși asistenți, am avut și probleme până am găsit
persoanele cu adevărat care și-ți fie asistent, un bun asistent, tot trebuie să cunoști psihologie, pedagogie și, în primul rând, să iubești și copiii. În momentul de față avem două doamne asistente, una din care și mama copilului. Da, în curând îi vom da cuvântul. Da, e foarte bun și suntem mulțumite că mama și-a dat deci, interesul, a intrat la facultate și continuă facultatea pe specialitate de defectolog ca să-și continuă, deci să-și vadă feciorul viitor, într-adevăr, în rândul tuturor copiilor. Este un exemplu. Este un exemplu foarte mare și puternic, deci ne mândrim cu așa mamă și cu așa asistent. Deci înțeleg că asistentul stă în bancă cu acest elev. Asistentul stă în bancă cu elev, el are programul lui de muncă, el îi ajută învățătorului. Când învățătorul dă, de exemplu, o însărcinare mai complicată și copilul nu îl înțelege, asistentul îl lămurește. Detailat îl lămurește. El e pregătit de orice lecție, de fiecare lecție. Lucrează în pareche cu învățătorul. Fiecare învățător de ore îi dă însărcinare asistentului. Iar că la ora asta am să vorbesc despre aceste puncte. Asistentul acasă pregătește materiale, fișe. Din timp. Și în momentul când învățătorul la tablă vorbește pentru toată clasa, asistentul îi ajută copilul acesta. Explică individual. Da. Și copilul este inclus. El chiar și de multe ori ridică mânuța ca înțeles mai detailat la asistent și chiar să cere la tablă să răspundă. Desigur, asta e o muncă colosală, o muncă mare, dar și un efort, dar și rezultatele sunt frumoase. Ce studii ar trebui să aibă acest asistent? Deci trebuie să aibă studii speciale de sfid, deci ori psiholog, ori defectolog, dar poți fi și învățător. Om cu suflet mare. Da, studiile n-are, da, desigur, trebuie să fii om cu studii mari, ca să lucrezi cu acești copii, într-adevăr, trebuie să fii suflet, să ai suflet. Dacă vorbim de asistentul pedagogului care lucrează în procesul inclusiv, să ascultăm o mamă, deci părintele și asistenta care are un băiețel în clasa 5-a, da, este vorba de doamna Maria Chițac, să o ascultăm. Suntem în clasa 5-a, am venit în clasa 1-a de 6 ani jumate, am are 10 ani și jumate. În clasa 5-a eu sunt asistentul lui, mama lui, asistentul lui. Doamna Chițac, ce diagnoză are copilul dumneavoastră? Vă spun în limba ucraineană. Diagnoză e ZPR și genetarez liber noi. Cum s-a adaptat copilul dumneavoastră în colectiv? Nu știu, are prieteni în clasă? Procesul educativ, cum are loc? Din clasele primare, mulțumit învățătoare de clasa 1-a și părinților care au întreținut, foarte bine s-a adaptat, nu e nicio problemă. Cel are și soră, e de Gemenea, are o soră tata, au mărți împreună. Și la stadică, au mărți la grădiniță și la școală. Și umbră și la școală împreună. Și la școală împreună și s-au adaptat foarte bine. Spuneți-mi, vă rog, care sunt succesele lor la învățătură? Au fost foarte greu, chiar foarte greu înțeles unde se află din clasa 1-a, foarte greu el a fost fizic mai mult să adapteze. Așa. A fost greu încă, cu învățate greu. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ca părinte, cum ați luat decizia cu într-adevăr trebuie să dăm o șansă copilului nostru să se adapteze într-o societate sănătoasă? Nu că trebuie să dăm șansă, dar noi trebuie să lucrăm drept pentru șansa asta. Am intrat la universitate în Kamenets-Podolsk, colegă ofrenă pedagogică și lucrupădie ca să-l ajut pe dânsul și fac tot posibil. Numai cu dânsul am lucrat ultimii 10 ani, tot ce a fost, reabilitații ne-am putut, operații am avut, maximum ce am putut. Să vă arăt diferența ce a fost când s-a născut și am mâini foarte mare. Și cred că până la crește, până la vârsta, până se dezvoltă, până la 18-20, încă mai mult o face. Să mulțumesc la directoarea noastră, Evgenie Mihalini, care m-a întreținut și m-a pierdut, nu m-a lăsat să aibă copilul un șans în viață, că dacă multe școli sunt care cu probleme, care nu las copiii să intre în școală, că e mult lucru pentru aceasta. E grijă mult și lucru mult cu un copil bolnav. Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastră, doamna Maria Chițac. Să știți că este un exemplu pentru foarte multe mame sau cupluri care au chiar copii sănătoși. Ce vârstă are doamna? Undeva 35 de ani. Și dumneavoastră face studii ca să afle și mai, să studieze și mai profund, să spunem, problema copilului său. Da. Are studii economice, a terminat universitatea și acum a doua studii superioare pentru copil. Cum credeți dumneavoastră, sau veniți cu un apel către părinții care, din păcate, s-au ciocnit cu această situație și cresc, educă un copil cu deficiențe mentale sau fizice, dar nu știu că are șansă copilul lui să se educe într-un mediu sănătos, să-l numim așa. Desigur. Ce sfat le-ați dat dumneavoastră? Le-aș da sfat să nu își piardă încrederea, să aibă deci, cunoștință că toți în jurul lor nu doresc și bine, nu sunt mai rău. Deci le doresc ca să aibă viitor, susținere copiii, să susțină copiii și să vină la școli, că în școli sunt specialiști,
care le-or da mâna de ajutor să nu rămână ei singuri cu problema lor, să se împărtășesc. De multe ori spune că ai o greutate, o împărtășești cu alții și greutatea faci mai mică. Ai o bucurie, te împărtășești cu toți și bucurie îți faci mai crește. Mare. Deci, le urez numai sănătate, numai bine și la toate mamele din lume, când adevăr cea mai mare fericire pentru mamă să-și vadă copilul sănătos, voios și fericit. Da, și bine. Vorbind de educația inclusivă, merită să vă întreb dacă instituția dumneavoastră este dotată, nu știu, cu obiectele necesare. Există o rampă, un semnal de alarmă potrivit standardelor, deci cerințelor? Avem intrare, avem, suntem amenajați. De alarmă nu avem, că avem etajul 1, deci copiii au dreptul deci să meargă, avem și la WC-ul intrarea pentru copii amenajate. Copii în cărucioare cu rotile nu aveți. Nu avem în cărucioare, dar pentru aceasta avem toate condițiile. Da, avem toate condițiile că putem primi și de acești copii care sunt cu probleme. Da. Să ne vorbiți în ceea ce privește alimentația acestei categorii de copii. Deci acești copii se alimente gratis, statul deci le alimentează deci la prânz, prânzul le vine deci copiii acești, dar gratuit, și ei mănâncă în fiecare zi la școală, sunt foarte mulțumiți că sunt cazuri diferite, avem și diferite familii care sunt, de exemplu, această familie care e exemplară, mai avem mai situația, mai situația e mai grea, deci ei, părinții sunt foarte mulțumiți că au ocazia chiar să alimenteze copiii la școală. Câți copii în mediu aveți în clasă? Deoarece după normele deci, de stat, clasa inclusivă trebuie să fie numai puțin de 20. Da. Dar la noi sunt 16. Deoarece nu e ideală, incluză ideală 16 copii, de care 2 sunt cu probleme și 14 sănătoși. Știți de ce v-am acordat această întrebare? Dacă n-ați avut dumneavoastră situație sau nu v-ați ciocnit cu, nu cu problema, ci cu situația când poate părinții acestor copii, da, sunt contra ca un copil cu dizabilități să frecventeze o clasă. Am avut, la început am avut probleme multe, dar cu cum părinții... Cum le-ați explicat? Le-am explicat așa omenește, că simplu le-am explicat, că nimeni în lumea asta nu este, deci... Sigur, că nu sigur, se va întâmpla da, și cu mine. Nu-i nimeni sigur că în viață nu poate să întâmple. Azi ești mulțumit, azi de toate mulțumește Domnului. Tu nu știi, poți fi mâine. Deci am spus la toți, noi toți suntem părinți, avem copii. Suntem sub un soare. Da, și le-am spus, le-am explicat, v-am închipuit și cruci mare duc părinții aceștia, da, ce răspundere față de Dumnezeu, față toată lumea au ei, deci e să le ajutăm. Părinții mei, un pic la început, când n-au înțeles copiii, n-au înțeles părinții, că n-a fost această sistemă până acum, știți? Dar acum 5 ani de zile, 5 ani în urmă, acum 5 ani de zile părinții toți înțeleg, toți sunt calmi, liniștiți, toleranți. Dacă avem nevoie de ajutor, toți ne ajută. Probleme în cazul acesta, noi ne așezăm, avem probleme, ne așezăm la noastră rotundă, discutăm, nu. Se susțin unii. Se susțin unii pe alții foarte mari. Vă spun că s-au schimbat colectivul 360. Aveți ocazia chiar să le mulțumiți pedagogilor școlii medii generale. Da, le mulțumesc, într-adevăr, am un colectiv foarte puternic, tolerant, democratic, un colectiv de profesori care înțeleg situația aceasta, am un colectiv de părinți care, într-adevăr, le mulțumesc pentru susținere și pentru aceea că ei deci, se atârnă față nu numai de copilul lui, dar și de alți copii cu dragoste, cu atenție și cred că noi creștem un viitor destoinic pentru țara noastră, pentru orașul nostru. Doamna Eugenia Facă, suntem la finele emisiunii de astăzi, deci timpul la televiziune este limitat. Ultima întrebare, nu știu, care sunt plusurile educației inclusive, pe scurt? Plusurile, educă toleranță? Toleranță, deci dragoste față unul de altul, principal asta, înțelegere, susținere, mai, ce mai trebuie și dacă noi le educăm copiii să înțeleagă că în afară de dânși mai sunt și alții care au nevoie de ajutor. În momentul de față, cred că asta e cel mai puternic lucru, cel mai mare și mai interesant. Și lucru. Mai important. E mai important, desigur. Eu vă mulțumesc pentru participare în emisiunea de astăzi, iar telespectatorilor le reamintesc că cea mai demnă investiție este în proprii copii. Să le dăm șanse la viață, să le dăm șanse la o educație sănătoasă tuturor. Seară bună! Mulțumesc.